Mulțumesc, telespectatori, bună seara, urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Un accident grav soldat cu moartea unei persoane s-a produs în seara zilei de marți în satul Rublenița, raionul Soroca. Un automobil, șoferul căruia a fost orbit de lumina autovehicolor ce se deplasa din sens opus, a lovit o femeie care mergea pe marginea carosabilului. Accidentul s-a produs în seara zilei de marți, 11 octombrie, în jurul orei 19 în satul Rublenița, raionul Soroca. Șoferul, un tânăr de 27 de ani, conducea un automobil de model Volkswagen Golf. Susține că a fost orbit de lumina unui automobil care venea din direcția opusă și nu a observat femeia care mergea pe marginea drumului. Traseu R7, Soroca, Drochia, Costești, în satul Rublenița, sector neiluminat, de către un automobil de marca Volkswagen a fost tamponat mortal, pieton de gen feminin. Cauzele comiterii accidentului se stabilesc. Identitatea femeii a fost stabilită. Potrivit poliției, aceasta este originară din Ucraina. Polițiștii spun că tânărul nu consumase băuturi alcoolice. Cazul este acum cercetat de poliție. După ploaie vine soarele. Așa a fost să fie și în cazul oamenilor care locuiesc pe strada Sânzienilor din orașul Soroca. În urma reportajului difuzat ieri în cadrul buletinului de știri privitor la drumul stricat de pe această stradă, în urma lucrărilor de gazificare efectuate acum 2 săptămâni, astăzi aici au început lucrările de reparație a drumului. Lucrările de reparație a drumului de pe strada Sânzienilor au început de dimineață. Pentru a face față lucrului, aici au fost adus un tractor și un camion. Oamenii sunt bucuroși că carul s-a mișcat odată și odată din loc și că vor avea un drum bun. De Doamne să meargă tot cum trebuie, ne-au obișnuit ca să facem tot drumul. Poate a dat Domnul mașini și tractorul, uite că uitați dumneavoastră. Câte mașini au promis ca să spună? O zici că numai două, dar trebuie nu două, dar nouă. Și deasupra și bioncă de făcut un drum frumos, cum trebuie să meargă lumea, să nu se măscărească. Copiii noștri de la școală trebuie să-i conduc cu și bote de rzină. Așa e așa? Noi suntem Europa acum! Drumul de pe strada Sânzienilor a fost stricat acum 2 săptămâni, atunci când au fost efectuate lucrările de gasificare de către Societatea pe Acțiuni Soroca Gaz. Atunci muncitorii le-au promis localnicilor că drumul va fi îndreptat și acoperit cu prundiș, așa cum a și fost inițial. Din păcate, acestea au rămas doar vorbe. Oamenii disperați au plecat la primăria orașului Soroca cerând ajutor. La plângerile cetățenilor de pe strada Sânzienilor am prevenit cu primarul orașului Soroca și am avut o întâlnire cu cetățeni de pe această stradă și am văzut că, într-adevăr, strada este într-o stare de foarte rea. L-am invitat pe domnul Jordan Vasile Petrovici la fața locului și am convenit că este nevoie de a efectua toate lucrările care au fost începute de întreprinderea Soroca Gaz. Și credem că pe viitor așa cazuri nu o să se mai repede. Deja astăzi, dacă ați observat, se fac lucrările și credem că astăzi, mâine, o să fie terminat tot lucrul care și strada o să fie într-o stare satisfăcătoare. Cu prundiș, să duce prundiș la carieră și se face în varianta albă, așa cum a fost, și lucrătorii o să fie mulțumiți. Porțiunea de drum care urmează să fie reparată are o lungime de aproximativ 300 de metri. Astăzi s-a încheiat turneul republican la tenis de cort, care se desfășoară în Soroca deja la cea de-a 6-a ediție. Turneul a întrunit participanți din Tiraspol, Bălți, Chișinău și Soroca. Turneul republican la tenis de cort Toamna Aurie 2011, categoria 2, se desfășoară tradițional în fiecare toamnă la Soroca. Anul acesta aici au participat peste 90 de tineri. Мне очень нравится турнир «Осень золотая». Он проводится ежегодно в городе Сорока. Сюда приезжает очень много людей с разных стран, с Кишинева, с Тирасполя. На этом турнире по 14-летней категории я занял 2-е место. По 12-летним я буду играть в финал. Eu particip de mai mulți ani la acest turneu și am observat că au devenit din ce în ce tot mai puternic, pentru că în acest an au venit mai mulți sportivi din alte orașe și acest turneu devine din ce în ce mai interesant. Этот турнир немного сложный, но как бы было легко достичь этих результатов. На данном турнире я буду играть за 3-е место по 14-летним и по 12-летним за 1-е и 2-е.
Turneul Master Tour 7 este la cea de-a 6-a ediție și s-a desfășurat timp de o săptămână în orașul Soroca. De prima dată turneul se desfășoară în categoria a doua de turnee la tenis de cort. Turneul de rangul 2 este campionatul neoficial a Republicii Moldova. Turnir этот завершает серию турниров Masters серии второй категории. Этот турнир у нас повысился. Раньше мы всегда его регулярно проводили в течение 10 лет. Он был четвертой категории. Сейчас, благодаря Федерации тенниса, рейтинг нашего турнира повысился. По результатам сегодняшних встреч мы думаем, что соберем две сборных команды на фестиваль тенниса, который в пятницу пройдет в Кишиневе. Desfășurarea turneului Republican la tenis de cort este finanțată de Consiliul Raional, Primăria Orașului și Federația de Tenis din Moldova. Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet sortv.md. La revedere!